Procesul de zincare termică constă în simpla imersie a oțelului într-o baie de zinc lichid. Acest procedeu de acoperire metalică a fost brevetat în 1837 de către inginerul francez Sorel și constituie, chiar și astăzi, metoda de protecție cea mai eficientă împotriva ruginei. Materialul destinat zincării este recepționat la intrarea în fabrică, unde este cântărit, iar mai apoi depozitat în spații speciale, atribuindu-se un număr de comandă pentru urmărirea și identificarea ulterioară în procesul de producție. Prima fază efectivă de producție o constituie prinderea și poziționarea materialului în vederea imersiei ulterioară în baia cu zinc topit. Prinderea materialului pe dispozitiv se face cu ajutorul sârmei de fier sau, în cazul încărcătorilor grele, cu lanțuri solide. În fabricile grupului Bordignon se pot zinca elemente cu greutăți până la 28 de tone și o lungime de până la 20 de metri. Fiecare piesă trebuie să fie prevăzută cu puncte singure de ancorare și găuri ce vor permite intrarea și respectiv ieșirea zincului topit în timpul imersiei. Găurile de intrare și ieșire a zincului pot fi executate pe loc de către personal calificat atunci când este necesar. Pentru obținerea unei acoperiri de bună calitate, care să garanteze protecția piesei zincate, este necesară curățarea perfectă a suprafeței oțelului. Acest lucru se realizează prin scufundarea succesivă a pieselor în băi ce conțin substanțe în măsură să elimine eventualele urme de rugină, uleiuri industriale sau alte impurități. Acest pretratament, destinat curățării suprafeței piesei înaintea zincării, se realizează în trei etape, și anume degresare, decapare, fluxare. Odată încheiate etapele pretratamentului, piesa este supusă unei faze de preîncălzire destinate uscării stratului protectiv de fluxaj și, de asemenea, reducerii diferenței de temperatură dintre piese și zincul topit, favorizând în acest fel formarea de legături metalurgice între fier și zinc și scurtând timpul de imersie. Odată încheiate operațiunile de pregătire a suprafeței piesei în vederea zincării, se trece la zincarea propriu-zisă, ce se realizează prin scufundarea piesei în baia de zinc topit. Zincul din baie are temperatura de aproximativ 450 de grade Celsius. Piesele scufundate sunt lăsate în baie până temperatura lor devine egală cu cea a zincului topit. Acesta este momentul în care are loc reacția metalurgică de formare a legăturii fier-zinc, ce facilitează obținerea stratului protector împotriva ruginii. În acest moment se trece la curățarea suprafeței băii de zinc topit și se începe extragerea pieselor. În timpul ridicării pieselor, la suprafața acestora aderă un strat de zinc pur, a cărui compoziție corespunde cu cea a zincului de fuziune. Parametrii fiecărei imensiuni sunt înregistrați, ceea ce permite, pe lângă înregistrarea unor date prețioase, verificarea respectării standardelor de calitate. Piesele zincate sunt mai întâi lăsate să se răcească la temperatura ambientă, sunt măsurate, verificate din punct de vedere calitativ și apoi sunt transportate în zona de depozitare destinată returnării. În momentul returnării, piesele sunt din nou cântărite, fie pentru evaluarea cantității de zinc absorbite, în general 4-6% din greutatea piesei, fie pentru verificarea greutății cu cea a piesei inițiale. Oțelul, ca mineral, face parte din categoria resurselor naturale neregenerabile, impunând astfel măsuri de limitare a consumului acestuia. Zincarea termică prelungește durata de viață a pieselor, menținând în timp funcționalitatea și estetica acestora. În acest fel, sunt reduse cheltuielile de întreținere, cu impact pozitiv asupra economiei, și consumul de fier pentru producerea oțelului, cu impact pozitiv asupra protecției mediului. Oțelul zincat este prezent pretutindeni și are un rol esențial în viața noastră cotidiană. Este utilizat în construcții, transporturi, marile fabrici, în transportul energiei electrice și oriunde sunt necesare protejarea de rugină, siguranța și durabilitatea.